Începând de astăzi, la ora 15 se adună întreg lotul, după care este cantonamentul de la Izvorani între 22 ianuarie, 1 februarie, 4 februarie plecare Antalya și întoarcere pe 18, după care vor fi câteva meciuri amicale, funcție și de vreme aici la noi, pentru a fi pregătiți de prima etapă din retur. Și pentru mine, tot ce a însemnat până acum, în două rânduri, Steaua, Vaslui, au însemnat și înseamnă o etapă din cariera mea. Am fost în calitate de colaborator. Sigur, conjunctura m-a dus să asigur și niște perioade de interimat, dar s-a terminat. De astăzi începe o nouă etapă în cariera mea. Începe cu Fortuna. Eu îmi doresc să fie benefică, să avem rezultate împreună și să fim pentru cât mai mult timp împreună. Cred că pașii mici duc departe. Am să fiu chiar în totalitate sincer cu dumneavoastră și o să vă spun că am întâmpinat în prima fază această propunere cu o mică doză de scepticism, tocmai datorită nivelului, dar după ce am cunoscut mai bine proiectul, oamenii care sunt la baza acestui proiect și după ce am avut o serie de discuții cu dânsii, în mai multe rânduri, am luat această decizie să vin aici și sunt încrezător că putem să ne atingem obiectivele. În prima etapă, sigur, ne vom concentra pe partea de pregătire fizică, dar vor fi mai multe ședințe chiar teoretice cu jucătorii și este primul lucru pe care mi-l doresc ca ei să înțeleagă ceea ce îmi doresc eu de la ei, atât în teren cât și în afara lui. Și aici, ca să răspund direct la întrebare, sigur îmi doresc o echipă competitivă, dar o echipă ofensivă, o echipă care să controleze jocurile, să-și domine adversarul, să-și impune stilul, pentru că obiectivul este de așa natură încât nu ne permitem să facem jocuri de așteptare sau în funcție de adversar. În mare parte, suntem aproape de a încheia aceste transferuri. Eu am identificat anumite posturi care nu o să vreau să le fac acum public, tocmai pentru a nu încărca jucătorii din punct de vedere psihologic în vreun fel sau le aduce o presiune suplimentară. Am încercat să ne dublăm anumite posturi, să acoperim anumite posturi. Suntem aproape de a definitiva, poate maxim un nume știu eu să mai apară zilele următoare.